Ținând cont de nebunia care s-a iscat după videoclipul meu postat pe TikTok, care a făcut aproape 100.000 de vizualizări, despre cum m-am împrumutat eu pe Aave cu Etherii pe care i-am cumpărat, m-am gândit să fac un tutorial pas cu pas și să vă răspund la câteva nelămuriri pe care le aveți când vine vorba despre împrumut. Înainte să intrăm în detaliu, vreau să vă spun că este destul de riscant și este foarte asemănător cu un leverage făcut pe un CEX, doar că de data asta este făcut pe DEX și este făcut oarecum pe spot. E ca și când ați intrat cu leverage, doar că în loc să intrați cu leverage, practic faceți treaba asta de împrumut și aceste bucle de împrumut care sunt foarte populare în industria de DeFi. Fără să vă plictisesc prea mult, hai să trecem la treabă. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să intrăm pe app.aave.com, iar aici o să vedem platforma de lending și borrowing foarte asemănătoare cu Hatton Protocol de pe Eagle, cu care probabil majoritatea dintre voi sunteți mai familiarizați. Aave este un protocol de DeFi printre primele care au apărut încă de prin 2018-2019, care este prezent pe foarte multe chain-uri, doar că cel mai lichid chain îl reprezintă chain-ul celor de la Ethereum, care are un total value lock de peste 8 miliarde. De ce e important să fie lichid? Pentru că aceste pool-uri de lichiditate sunt riscante în cazul în care unul din ele nu reușește să țină pasul cu celălalt. Bun, și hai să vedem cum putem noi să facem lending și borrowing. În primul rând, am un portofel, un burner pe care îl folosesc și în acest wallet avem undeva la puțin peste un Ethereum. După ce am intrat aici, ne-am conectat cu portofelul și suntem pe Ethereum Market, pe versiunea 3 de la Aave, noi trebuie să apăsăm Supply și să zicem că băgăm un Ether. Pentru acest Ether, noi vom primi un API de 1,68%. Dăm Supply Ether, confirmăm tranzacția și am băgat Etherii la Supply. Dăm Close. Odată ce am adăugat Etherii, ne apar acum și opțiunile de Borrow. Aici este extrem de important să vă dați seama că nu contează acest API pentru că este variabil și nu vă speriați de el. De ce este variabil? Pentru că în cazul în care se retrag foarte mulți bani din lichiditate, API-ul crește pentru a-i face pe alți user din exterior să adauge bani acolo ca să poată să balanceze acest pool. O altă chestie extrem de importantă, nu vă împrumutați de alte monede, pentru că în cazul în care aveți două monede care sunt volatile, în cazul în care scad ambele, puteți să pierdeți absolut tot. Este recomandat să puneți Ether sau oricare altă monedă care este aici și să vă împrumutați de stablecoin în așa măsură încât doar una din cele două să aibă această volatilitate. Și noi să spunem că vom împrumuta USDC pentru că în cazul ăsta are API-ul mult mai mic. Bun, și dăm pe borrow, iar aici ne arată că putem să ne împrumutăm de maxim 2800 de dolari. Asta înseamnă 80% din cât am pus noi, deci avem 3500 și putem să ne împrumutăm de maxim 80% din cât am pus bani. Problema e că dacă dăm max, avem un health factor de 1.04. Cum calculăm acest health factor? E foarte simplu. Dăm pe calculator. Un Ethereum acum valorează 3.534, pe care dacă îl împărțim la 1.04, o să vedem că la 3.398 noi vom fi lichidați. Asta înseamnă că dacă Ethereum cade cu 140 de dolari, tot ce am depus noi aici în partea din stânga ne va fi luat și vom rămâne doar cu ce am împrumutat. Recomandarea mea este să nu aveți un health factor mai mic de 1.6. Asta înseamnă că dacă dăm 1500 avem un health factor de 195, dacă dăm 1800 avem de 1.60. Să zicem că ne vom împrumuta de 1800. Asta înseamnă că la 1.62 înseamnă că la 3534 cât e Ethereum acum împărțit la 1.64 vom fi lichidați la 2154. În clipa de față, șansele să se ducă la 2154 sunt destul de mici, dar nu imposibile, dar e destul de ok. Bun, ne împrumutăm de 1800 de USDC, dăm baro USDC, sign and create, confirm, all done. În partea de sus vom vedea our net worth, pentru că teoretic am pus 3500 și ne-am împrumutat de 1800, înseamnă că our net worth reprezintă diferența. Acesta este API-ul pe care noi îl pierdem teoretic pe an, dar acest API el variază foarte mult, uneori am văzut și -1%, ceea ce pe un an e foarte ok. Scopul acestui împrumut este folosești de banii pe care îi împrumutați punând colateral, adică punând gaj acest Ether. Ce poți să mai faci în cazul ăsta? După ce ai împrumutat acești 1800 de dolari, poți da la Switch Token și acești toți 1800 de dolari să îi
folosești pentru a cumpăra mai mult Ethereum. Dăm approve. Gas-ul, după cum se vede, este doar 23 de dolari, nu este 123 cum apare aici. All done. Am schimbat 1800 de USDC din nou în 0.5 Ethereum. Și acum care e faza frumoasă? O să apară și aici, dăm supply și ne arată că avem 0.56 Ether. Dacă punem iar 1.05 Ether în pool-ul de lichiditate, iar noi avem acum un liquidation la 2.44, un health factor de 2.44. Asta înseamnă că teoretic, dacă prețul unui Ether e 3.534 împărțit la 2.44, noi vom fi lichidați la 1.448 de dolari. Și dăm supply. Și gata. Faza foarte tare la treaba asta e că puteți în continuare să vă împrumutați. Dați iar pe USDC și vă arată valoarea maximă pe care o puteți împrumuta. În cazul ăsta, dacă ne mai împrumutăm iar de 1500, avem un health factor într-adevăr de 133. Asta înseamnă că ne mai putem împrumuta de mai puțin, să zicem 1000. Și avem un health factor de 1.57. De ăștia 1000 putem să cumpărăm iar Ether și să-i băgăm iar aici în partea din stânga să ne crească health factorul la mai mult. Astea se numesc bucle de DeFi și foarte multă lume le folosește și este o variantă foarte bună de folosit, mai ales în bear market, pe care eu am folosit-o în mod activ. Adică, dacă am cumpărat Ethereum la 2000 de dolari, îl bag aici, mă împrumut de niște bani cu gândul că ar putea să scadă și mai mult, banii pe care i-am împrumutat cumpăr alte Ether pe care îi bag aici. Și uite așa, pot să am o cantitate mai mare de Ethereum cu bani împrumutați. Faza foarte mișto este că în momentul în care Ethereum va crește, noi o să putem să dăm withdraw de aici o cantitate de Ethereum în așa fel încât să o vindem și să ne plătim datoria. Sau să venim cu alți bani de acasă, să dăm aici repay și să dăm înapoi cei 1800 de USDC pe care am împrumutat pentru a ne debloca Ethereum-ul pe care îl avem aici. E mai riscant și e riscant în cazul în care te calicești, dar dacă folosești o cantitate mai mică de împrumut și te bazezi pe faptul că în cazul în care scade poți să vii și cu niște bani din exterior pentru a putea suplini acea scădere să nu fii lichidat, este o variantă foarte bună pe care foarte mulți OGs din cripto o folosesc, mai ales în bear market. Faza foarte tare este că în cazul în care Ethereum mâine se dublează, valoarea ta din de împrumut crește și ea. Teoretic e asemănător cu o refinanțare de la bancă. Ca și când ai fi cumpărat un apartament de 100.000 de euro, îți dă un credit de 70.000 de euro pe el, iar în cazul în care apartamentul tău valorează 150.000 de euro, te duci la bancă să-ți mai dea 20-30.000. Deci cam așa funcționează și în cazul ăsta, dar foarte important, repet, o reprezintă să nu faceți cu alte coinuri, să faceți aceste bucle doar pe un singur asset, nu pe mai multe, și încercați să faceți doar cu asset raportat la stablecoin pentru a nu avea dublă volatilitate. Sper că v-am ajutat. Mult succes!